Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi caldă, cerul va fi variabil, cu norări temporare dimineața și seara, când izolat sunt posibile ploi cu caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 32 de grade, iar cele minime între 15 și 17 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi predominant însorită, unde maxima a ajuns la 30 de grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 15 grade. Mâine, meteorologii anunță posibile ploi în cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 31 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 15 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 31 de grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 15 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 31 de grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 15 grade. În zilele care urmează, meteorologii anunță vreme în general frumoasă. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Joi, maxima va atinge 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 15 grade. În cursul zilei de vineri, meteorologii anunță vreme frumoasă. Maxima va ajunge la 31 de grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de 15 grade. Sâmbătă, maxima se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 14 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!